Vă pup pe bombardierul vostru, lupul vostru, ai tăia. După cum bine ați văzut, v-am arătat imaginele. Am participat la întâlnirea, mai exact, campania electorală a partidului USR Plus. USR-ul și Plus. S-au unit, nu știu, sau USR Plus. Nu știu exact cum e acolo. N-o să vă zic, bă, îs foarte documentat, știu tot ce se întâmplă în politică. Vă pot da sfaturi, nu vă pot da sfaturi și astea. Tocmai de aceea fac acest clip. Câteva persoane pe Instagram au intrat pe mine, mi-au cerut părerea. Tineret chiar, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Nu pentru că mi-au cerut mie personal părerea, ci pentru că văd că tineretul e foarte curios de, să zic așa, viitorul României. După cum bine vedeți, o să vorbesc puțin mai ciudat. Și acum trebuia să trag o piesă zilele astea și nu pot, fiindcă căile nazale mi sunt fundate, însă mare atenție că încă pot adulmeca. Șerpi, gugu, știu ce șagarici. Încă adulmec, tot ce e periculos pe zonă. Poate să-mi fie și cu dopuri de alea de urex să mi le nasc ca și la Frankenstein. Bă, haide, uitați cum e problema în viziunea mea. Mi se pare că pe 26 mai sunt alegerile. Dacă vă îndrum să participați, să votați, 26 sau 28, dar cred că 26, pe 28 am botez. Da, mergeți și votați. De ce? Fiindcă e ceva ce ține țara voastră, trebuie să participați. Dar atenție mare, cum trebuie să participați? Cât de cât, documentați-vă. Adică, nu-i greu să stai, să-ți dedici 5 zile la rând, câte ori în fiecare zi sau câte 2 ore, să stai să te uiți pe internet despre fiecare partid, ce-o realizat și-o ăsta, însă atenție să... Există site-uri, ziare cu această specialitate. Nu știu cum îl cheamă pe ăla, Pătrășcanul, Starea Nației. Și acolo explică, zice de fiecare partid. În fine, trebuie să aveți foarte mare grijă, fiindcă influențele pe internet sunt foarte mari. Adică vă pot, nu numai influențele, ci și fake news. O groază de fake news, de știri neadevărate, care au menirea să vă inducă pe voi în eroare. Fie că-s pornite de la oameni de unui partid împotriva altui partid, fie că-s pornite de simpatizanța ai unui partid către alte partide, nu trebuie să vă luați după tot ce apare. Nu tot ce zboară se mănâncă, așa cum nu tot ce apare pe internet e adevărat. De câte ori a apărut știrea acum că Sylvester Stallone are cancer sau a murit chiar, sau nu mai știu ce. E o groază de ori. O mai apărut că a murit Keanu Reeves. Deci tot felul de nebunii și lumea dădea share în continuu. Deci pe mine, eu personal, a apărut despre Sylvester Stallone. Că a murit. Nu știu când, acum jumate de an, un an. Nu, bă, am văzut că o dat lumea, că normal la asta te uiți dacă e adevărat sau nu. Vezi știrea, te uiți cât e distribuire are, cât e reacții, adică like-uri, comentarii. Zic, nimeni m-am mâncat să joare, chiar a murit. Las acolo, deschid încă o pagină, intru, Sylvester Stallone a murit. Pag, văd că nimica. Zic, bă, dar nu apare la român ceva și internațional nu zice nimica. Pasul 2. Asta e cum să verificați dacă o știre e adevărată sau un zvon sau așa. Pasul 2. Intru. Deja eram convins 90% și ceva la sută, da? Am zis hai să verific și așa. Și mă uit la comentarii. Acolo la comentarii vă dați seama. Fake, 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 fake. Mă uit la distribuiri. Una într-una. Plânsete, 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 plânsete. Tăți cu fețe triste. Eu mă întreb așa. E normal ca tu să vezi ceva și automat să te, bine, te întristează pe un moment, da? Nu verifici chestia aia. Numai dai distribuire și induci încă 1000 de persoane în eroare. Din alea 1000, să zic așa, 800 mai breze la minte, dar 200 nu mai verifică.
bani, distribuire și ălea. Vorbesc, nu știu ce. Și asta nu e neapărat chestia cu Sylvester Stallone. Dar o informație care poate aduce o mare eroare asupra populației. Cum sunt și pozele cu... Am văzut o poză cu o fată machiată frumos, zic cu machiaj, și după era fără machiaj, cu bube, cu de-alea. O lua poza și o scris, uitați ce vă face machiajul, botoxul și ăsta. Când, de fapt, era total neadevărat, era total altceva. Fata a fost la un tratament de, nu știu ce de ăla, cu pori, cu tenul. De ăla i-o stricat, laserul ăla, și i-au pus postarea, ea personal a pus fața ei. Nu știu dacă era cu machiaj sau cu fond de tins sau ăsta. Fața ei și pe aia fața ei după tratamentul ăla și o să aveți grijă fetelor. No, bine, aia au luat și o să uitați ce se întâmplă. Deci internetul, cum e o sursă de documentare, e și o sursă de dezorientare, dar știți cum? Gravă de tot. Revin la chestia cu politica. Mă, mergeți, votați, dar știți cum sunt toate chestiile astea? După părerea mea sinceră, mă, pe oricine ai votat, atât acolo ajungi. Deci nu vreau să atac niciun partid, și eu am, să zic așa, partidul meu, și eu cu cineva, și, da? Orice ai vota, într-un final, tot e ceva ce nu... Aici știți cum se merge. Un partid promite mărirea salariului minim pe economie. Ei bine, mai bine de jumătate în populație, să zic așa, 80% în populația României, 60-70% trăiește pe venitul din salariul minim pe economie. No, ziceți-mi voi mie, oamenii ăia, dacă li s-a promis creșterea salariului minim, ăia pe cine votează? Nu pe partidul care i-a promis, cu tătii că alte partide promit, bă, vă facem spitale de la șmechere, vă facem autostrăzile, vă facem... La ce le trebuie la aia autostrăzi când aia, nu, trăiesc cu salariul minim pe economie? La ce? Unde să călătorească ei? Mărg dintr-o sat în altul, mărg până la magazin, pe după autostradă, nu-s curioși. Care e ideea? Fiecare își urmărește interesul. Dacă nu interesul după papagalul ce l-a promis partidul respectiv, interesul după cine se află în partidul respectiv. Adică dacă domină un partid în orașul cu tare, e și normal că orașul respectiv votează cu partidul ăla. Dacă cineva are prieten în partidul ăla, e și normal că ăla induce și trage după el toate cunoștințele lui să voteze ca să iasă partidul ăla să-i fie lui bine. Care are cunoștință în partidul respectiv. Aici numai, după părerea mea, problema principală sau curiozitatea sau interesul principal nu mai e România. E propria persoană. Și propria persoană nu mai reprezintă România. Din punctul meu de vedere. Cum poate reprezenta propria persoană România când noi ca oameni tăiem copaci, facem mizerie, facem poluare, omorâm animale pe cale dispariție din munți. Nenorocim natura, aruncăm toxine în apă, mor pești, mor. Cum mă să mai reprezinte România? Noi ca persoane vindem România, aducem străini la noi în țară, de privatizăm toate fabricile și le dăm la străini, vindem tot ce avem în dincolo și de dincolo cumpărăm noi iară și e un dezastru în țara asta. Deci din puținul pe care îl cunosc eu sau așa, e un dezastru enorm. Ceea ce m-a dezamăgit, bine mă, hai, asta e deja, chestia asta e o afacere cu politica. Bun, dar ce m-a surprins pe mine și mă surprinde în continuare foarte, foarte tare, cum tu ca partid, bun mă, ești cum ești, îți urmărești interesele, ai în cap planuri să te îmbogățești, să... Aia e treaba ta, dar lua adică, unul, vă bag mâna în foc, că nimeni n-ar fi corect să țină limita aia, bă, atâta mi salarul acolo, aia e și ăsta.
Într-adevăr că sunt unii care fură la început să gândesc la ei și abia după aia să mai gândesc la țară și la cetățean sau la asta. Sau sunt unii care să gândesc la țară, ăia sunt mai bandiți. Să gândesc întâi la țară. Tragi pentru țară, tragi pentru cetățeni și apoi să gândesc la ei. Mulți spun, bă, acolo numai, că acolo ăștia sunt numai marionete, sunt numai că America, că... Îs și influențe occidentale, într-adevăr. Dar, mă, dacă s-ar vrea, eu zic că am putea depinde numai noi din noi. În proporție destul de mare. Acum, nu putem face ce ne taie capul, că e Rusia, e America, e ăsta care deja... Noi ne-am băgat în situația asta. Înțelegeți? Ca și cum intri în mafie. Intri în mafie, dar ieși când vrei tu din mafie. În viața ta nu ieși. Ce m-a dezamăgit pe mine la chestiile astea cu partidele astea, cum se numesc? Vin în centru. Cum tu ca și partid care vrei să reprezinți România, care vrei să aduci juț România, să o aduci, cum zic unii, readucem strălucirea, make America great again, again. Sau cum zice Kevin Gates, make trap great again, again. Și eu până așa. Deci au făcut șepcile alea roșii. Make trap great again. Cum poți tu să aduci România într-o lumină foarte bună, să te pui tu bătie într-o lumină bună, să spui tot partidul într-o lumină extraordinară, când tu în fața poporului în centru, cu microfonul și cu 20 de boxe legate în spatele tău, toate legate și sincronizate și armonizate să-ți propulseze ție vocea cu o rezonanță cât mai clară și cât mai aprigă în urechile votanților tăi și tu să te urci pe scena aia să nici nu să începi să promiți ceea ce vrei să faci sau să arăți ceea ce vrei să faci sau să-ți prezinți europarlamentarii sau stafful, cum s-ar zice, trust. Și tu în loc să folosești microfonul ăla să faci chestiile astea sau să începi și scuipi venin pe alte partide, mă mâncață. Îl faci tu pe cășăl acum, el nu zi nimica de la trandafiri, ce toată lumea îl vrea la pucălie. Ei, cum e, au făcut ce-au făcut și ăsta. Dar tu ca și om, de ce vrei să reprezinti România, tu începi să-l faci pe ăla penal, să-l faci pe ăla Știrb, să-l faci pe ăla și eu vă zic sincer că așa s-a vorbit. Deci tu ca și om, ca și cum l-ați auzit pe Iohannis să zică Știrbul ăla sau penalul ăla sau... Astea nu-s cuvinte de politicieni. Sau de la alt partid am văzut că l-au făcut pe... către partidul ăsta USR Plus. Neomarxism. Și au pus fața lui Dancio, Dacian Cioloș și a celuilalt, nu mai știu cum le cheamă, cu ochelari, și au pus fața lui Stalin și a lui încă un comunist. Și au pus, nu, au pus asta, ei dorești, nu, cum au scris? Ceva în genul că chiar îți dorești ca ei să te reprezinte? Ce ziceți sus, ce ziceți? Este o asemănare mare sau foarte mare? Și mai jos, chiar îți dorești ca ei să te reprezinte? Și scrie, votează partidul lui, nu mai știu care era. No, cum? Ce reclamă îți faci tu? Păi deja suntem ca și nici la școală, mă, în clasele mici nu se face așa ceva. No, destul de rău, mie asta nu-mi place și asta, că dacă tot e o competiție, eu zic, mai bine să fie o competiție curată, fără prostii de astea cu penal, cu... Cam o lumea știe, lumea se uită la televizor, televizorul, fiecare canal își susține tot așa partidul, dar nu e bine să se ajungă la astfel de... Tratează-ți adversarul cu respect, fiindcă, după părerea mea, ai ieșit mult mai bine în ochii celorlalți. Practic, tu îți dai alama pe față când tu îi faci pe ea penal, îi faci mizerabil, îi faci pe la Știrb, vrei ca Știrbul ăla să vă conducă, vrei ca...
penalul ăla să... Afară cu penalii, își le dăm șpiți și nu există așa ceva. Așa că haită, uniți, nu vă îndrum către alt partid. Oh, și iar pe vloggeri ăștia, mulți fac clipuri, chiar am văzut câteva, fac numai chiar cât să fie subiectul să aibă ei ce da din papagal. S-o bucura că vine etapa asta, din nou făcut cât e vreo 6-7 clipuri cu cine votează, cu cine, ce e votul, ce e ăsta. Eu zic așa, nimeni n-ar trebui să îndrume pe nimeni ce și pe cine să voteze. Fiecare ar trebui să se documenteze. Și spre egoismul meu, sau din egoismul meu, vă zic, trageți cu ce e mai bine pentru voi. Și asta cine e deștept o înțelege. Bombardierilor, lupul vostru, vă pupă, vă repet, ieșiți la vot, e foarte important. Sper că vedeți că v-am axat bine pe antrenamente, pe sală, pe van. O să fac un clip despre, m-am dat și eu, chiar am încercat așa tăpă curată pe mâncare, numai să mănânc, dar e greu să faci sală și numai papa. Trebuie și ceva suplimente, chiar dacă sunt foarte împotriva lor, atenție, nu iau pre-workout. De la nu mă ating. Îmi dă și nebunesc, nu-i bun. Nu vă sugerez pre-workout-ul, vă dă peste cap tensiunea și tot. Însă am altele și o să vi le arăt eu. Conașul, nu uitați pagina de Instagram unde, repet, nimă că era casa pariurilor. Unde, repet, activitatea mea este incontrolabilă. Eu, uite, nici mi apare, pâță. Pagina mea de Instagram. Lupul vostru, lupul.